Eu nu cred în regrete, nu știu, niciodată nu am regretat o chestie care am făcut-o. Poate nu a fost cea mai bună alegere, să zic așa, nu asta, zic de regulă așa. Dar nu am regretat pentru că consider că regretul cumva te ține în trecut, adică ții de o chestie din trecut și atunci nu mai poți merge spre viitor așa cum ar trebui. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI. Invitata de astăzi este Paula David, o tânără din Iași care lucrează în domeniul beauty. Un domeniu despre care mereu este de povestit pentru că și aici lucrurile se schimbă, cei care au vechime trebuie mereu să se pună la punct cu noutățile. Însă Paula are o poveste așa mai specială, ca să zicem, pentru că ea a fost în Iași, a plecat din Iași, din țară, s-a întors. Ne povestește ea. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Tu, eu te-am întrebat câți ani ai de când ești coafesă, 12 ani. Deci, 12 ani sunt în domeniu, da. Ai ceva. Da, sunt. Au trecut, nu i-am simțit. Dar cum de... Noi ne știm oricum de ceva timp prin prisma Alexandre, dar nu te-am întrebat niciodată de ce te gândiți să te faci coafesă. Adică cum a fost pentru tine? Cum a fost? Bun, deci am intrat în domeniu, să zic așa, prin 2012. Când mă gândeam, bineînțeles, ca orice tânăr adolescent, ce să fac eu cu viața mea, zic da. Așa. Și atunci m-am gândit la diferite variante. Eu știu de cursuri, de, nu știu, ceva așa, mai, nu știu, nu neapărat. Mai pentru femei așa? Da. Și atunci m-am gândit la un curs de coafor și... Am mers pe partea asta. Bine, nu mă consideram talentată vreun fel, că nu aveam nicio legătură. Nu făceai pe acasă, nu... Nu făceam, în afară de plătitul păpușilor în grădina cu porumb, nu aveam nicio legătură. Da. Dar atunci m-am gândit că oricum nu are ce să-mi strice, că o să mă aranjez pe mine măcar, o să învăț să fac asta. Și așa că am mers pe varianta asta pentru un curs de coafor. Bine, norocul meu a fost că m-am priceput eu în felul meu acolo la curs, că la sfârșitul cursului am fost aleasă pentru angajare într-un salon și atunci au curs cumva lucrurile așa pe partea asta destul de ușor. Bineînțeles că mi-a fost destul de dificil la început, așa că stresul, nu-ți imaginezi când ești pus în fața clientei, să lucrezi efectiv și tu de-abia ieșiți din curs. Bine, normal că eram sub supraveghere, dar... Tot ai emoții, nu? Tot ai emoții, da. Deci nu vrei să știi câte tăieturi am printre legi de când se văd și acum. Da. Tremuram mâinile efectiv pe parfec. Tu practic și tundeai și vopseai sau erai la început doar pe partea asta de frizerie? Ce făceai? Nu, la curs am făcut tot. Și tunsor, și vopsit, și coafat, și vopsit. Bineînțeles că, experiența am făcut-o în timp, că din curs, înveți teoretic lucrurile până nu mergi să practici, să pui mâna, să vezi cum se simte și cum anume te descurci cu fiecare tip de păr, nu poți să zici că știi după ce ești într-un curs. Da, practica e cea mai bună. Da, bineînțeles. Bine, și faci practică pe părul clientei, dar tot trebuie să faci ceva bine, că altfel tot nu e ok, îți dai seama. Da, de aceea trebuie să fii neapărat sub supravegherea cuiva care știe. Da. Și te-ai angajat, zici, relativ repede, nu? Da, imediat după curs am mers într-un salon. Da. Unde, să zic așa că am făcut ucenicie, dar făceam și clienți. Deci, sub supraveghere, cum am zis. Și ai câștigat bani? Adică la început erai plătită? Sau pur și simplu doar te duceai? Da, eram plătită, dar nu era neapărat despre bani la început. Că în meseria asta ajungi să câștigi foarte bine la un moment dat. Dar începutul trebuie neapărat să... Nu știu, să ai cumva bănuți, nu știu, de undeva, că din meseria asta nu reușești să faci. Pentru că, ia un timp până când îți formezi o clientelă, până când oamenii prind încredere în tine, să vină la tine. Și, în primul rând, trebuie să devii tu bun ca să reușești să câștigi. Și, bineînțeles că, cumva, eu nu pot să zic că mi-a plăcut de la început, știi?
Că era doar stresul ăla. Mamă, și astăzi trebuie să merg la muncă și să mă descurc cu clientele. Dar în timp, știi cum se spune, când începe să-ți iasă, începe să-și placă. Și așa s-a întâmplat și la mine. Bine, în o situație, eu știu, în care să fie, nu știu, clientele nemulțumite sau eu știu, da, na, tot mi-era frica aia să nu greșesc. Da, dar în final am lucrat 4 ani într-un salon, pe cumva același angajator, am schimbat salonul, dar era același angajator. Și aveai clienți de toate vârstele? Da, da. Da, nu? Da. Da, am ajutat asta în dezvoltarea mea, bineînțeles că am avut o paletă largă de clienți cu toate vârstele. Dar ce se cere atunci? Și ce nu se mai cere acum? Nu știu, poate la coafiură sau la vopsit, de exemplu. Cumva sunt adaptate lucrurile, da. Orice poate ce se cere atunci e adaptat la, adică cumva aceeași chestie, doar că nu știu, mai evoluată cumva. Se zice, nu pot să zic că nu se mai cer bucle. Se cereau și atunci bucle, se cer și acum. Dar acum sunt altfel, sunt texturate, sunt, eu știu, waves-ul, sunt cumva... Da, altfel de bucle. Da, exact. Și că era chestia aia că te duce la nu se face sarmale, știi? Sarmale, da. Atunci cumva mai erau, deja începea să nu se mai vrea acel tip de bucle. Dar, da, uite, înainte se purta foarte mult buclele alea făcute din perie. Acum sunt mai puțin folosite, da, acea tehnică. Mai mult, bine, și pentru noi cumva un pic mai ușor, mai rapid și mai... Dar, da, s-au schimbat și trebuie mereu să ții focus, să te dezvolți și tu odată cu trendul, odată cu cerințele clientelor, că vin cu poziții pe internet, uite, vreau așa, știi? Și atunci tu trebuie să oferi. Atunci, da, trebuie să faci seminarii, că eu după cursul ăla încă s-a încheiat acolo la cursul respectiv, că am făcut multe seminarii, nici nu le mai țin, nu știu minte numărul. Da, am văzut că cele care au mai mulți ani de experiență în domeniul ăsta participă la seminarii fiecare an. Da, și pe toate, și pe colometrie, și pe coafiuri, și pe tunsori, adică, na, da, lucruri de care trebuie să te ții dacă vrei să ai succes, cumva. Da. Și bănuiesc că și clientele, odată ce văd, la, cum ziceai, pe internet, la tot felul de vedete, influencer și așa mai departe, na, vor și ele, știi, că vor la fel, dar nu se poate chiar mereu. Nu se poate chiar mereu, și eu cu propria piele. Da, 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 bineînțeles, avem situația aceea când o clientă este vopsită brune de câțiva ani și vrea un blond gri. Acum, deci acolo... e o întreagă dezbatere pe TikTok pe chestia asta. Da, de asta am și dat exemplu că na, e cea mai cunoscută, da, să zic așa, și cea mai nerealizabilă, practic. Na, clienta trebuie să înțeleagă că nu așa funcționează lucrurile, nu facem vreun fel de magie, ci doar e cumva o știință acolo, să zic așa. Dar cred că toată treaba a plecat de la Kim Kardashian, că ea, brunetă fiind, am văzut că s-a făcut la un moment dat la un eveniment un blond din ăsta foarte deschis. Da, nu știu de unde a plecat, că eu știu că aveam cerințe de asta și în trecut. A, când... și trecut, nu? Da. Eu nu zic că nu e posibil, dar e posibil în mai multe etape. Contează foarte mult de textura părului, contează foarte mult de sănătatea părului în momentul respectiv. Dacă el este, eu știu, degradat și așa mai departe, nu ai cum să obții asta. Și bineînțeles, chiar și așa să fie un păr sănătos, trebuie să mai multe ședințe. Și atunci, da, nu este imposibil, doar că nu așa cum cred clientele, că din prima ședință ajunge de la un brunet la un alb, așa, ca prin minune. Că nu. Încearcă baleajul, nu? E și varianta asta? Sau își fac șuvițe? Sau... Nu prea, că nu prea. Baleajul, na, ce înseamnă baleajul, e plecat cumva de la originea baleajului, e cumva, nu e decolorat părul. Părul trebuie să fie natural și urcat de la vârful spre rădăcini, niște șuvițe, așa ca un sanchis. Din vopsia nici măcar decolorat, aia e originalul baleajului. Bine, acum, bineînțeles că ne-am dus și ne-am extins de facem decolorat și îl numim baleaj, dar nu e neapărat nimic greșit asta, doar că zic... de unde s-a plecat și unde s-a ajuns. Și atunci pe părul brunet nu se face asta, că balaiajul înseamnă că avem păr natural pe rădăcină. Asta înseamnă și cu vârfurile ridicate mai deschis.
Deci, nu. Da. Deci nu. Dacă vrei ești brunetă și să faci blondă, trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai, da. Adică, na, dacă zice da, și câteva ședințe. Da, dacă permite părul. Părul, da. Dar brunetele sunt, au păr nesănătos? Adică eu n-am văzut brunete care să aibă păr... Ma da, brunetul, eu vopsea totuși care usucă. Eu m-am văzut. Da. Usucă părul. Adică eu mereu am apreciat brunetele pentru că au păr foarte bogat. Sunt... Da, depinde foarte mult și ce vopsea se aplică pe... Și cum e îngrijit, nu? Pentru că e o culoare care nu e neapărat pretențioasă. Mai sunt cliente care folosesc, nu știu, vopsea din comerț, să zic așa, care da. Aia usucă foarte mult și mai ales cum anume se aplică. Că nu este necesar să aplicăm pe toată lungimea părului tot timpul, la fiecare vopsire, când ne-a crescut rădăcina, să vopsim toată lungimea părului. Că nu avem nevoie, mai ales la negru. Negru o să stea acolo ani, deci nu pleacă. Trebuie doar vopsită rădăcina și restul nu e necesar. Și atunci clientele se vopsesc de sus până jos de fiecare dată. Și atunci, bineînțeles, că părul se usucă destul de rău. Da. Sau mai avem și varianta în care clienta s-a decolorat, că a vrut să scape de brunet, nu i-a plăcut, a stat, nu știu, tot în încercare, știu, acasă sau nu neapărat. Și atunci a pus din nou brunet și vin la mine că văr blond. Și atunci noi avem pe dedesubt deja un decolorat. Deci, na, nu e neapărat sănătos. Depinde, bineînțeles, de fiecare. Da. Persoană în parte, cum anume își tratează părul. Bine, experimente, cred că au făcut multe fete acasă până. Da, da, da. Și au dat seama că nu e zice da, ce vor ele. Da, să știi că au început și... mai puțin acum. Mai puțin, nu? Da, merg să vopsească unde trebuie. Păi da, da, dacă nu te pricepi, clar, o fi, na, or fi persoane care își nimerez, nu știu, poate nuanța de vopsea și să vopsesc da, acasă, da. Poate mai, nu știu, mai fac un tratament la salon doar ca să-și întrețină culoarea sau părul să fie mai sănătos, dar așa, ca să te apuci tu, să te colorezi, să te vopsești, să găsești nuanță, nu prea se potrivești. Adică, nu. În general, la vopseaua din comerț, tu vezi pe cutie o anumită nuanță, nu știu, la blond, de exemplu, da, dar da. Întotdeauna ți se mai închis. Dar bineînțeles, nu. Pentru că nu ce arată acolo nu are cum să-ți iasă ție. Depinde foarte mult pe baza pe care o pui. Nu e... Și, da. Da, deci... Contează, da, mai multe. E foarte mult în eroare poza aia de acolo, că nu o să-ți iasă niciodată cam poza aia dacă tu o pui pe o bază 5, de exemplu, și acolo arată pe un gri. Nu, îți iese în portocaliu. Da. Adică... Cel mai bun caz. Da. Da. Da, am testat și eu odată o chestie de genul și nu am mai vrut. Da. Nu mă pricep. Da, am testat cel puțin la decolorat, chiar nu recomand deloc acasă, pentru că este o procedură destul de dificilă și destul de cu multe riscuri, știi? Și rămâși fără păr. Da, exact. E prea multe riscuri acolo ca să încerci ceva de genul ăsta acasă. Ia să mai pui tu o vopsea așa că te-a luat pe tine odată, eu știu ce, într-o noapte o nebunie. Dar la aceleași tonalitate, nu știu, așa, să zicem, da, da, cu astea mai dificile nu da. Mi le recomandă deloc. Dar am văzut că se poartă și culorile. Își fac părul roz, intens, roșcat, albastru, verde. Bine, nu-și fac neapărat tot părul, cât șuvițe. Aici am văzut că sunt două șuvițe, toate culorile. Da. E un trend și ăsta. Da, cu asta cu se poartă, fiecare poartă ce-i place cumva, adică, na. Dacă... Da. Am fost și eu într-o perioadă așa nebunită cu culorile, îmi făceam culorile curcubeului în cap, că mai în tinerețe, să zic așa. Dar m-am liniștit în ceva vreme, adică, cred că... Ai experimentat așa atât, nu? Da. Contează cumva prin ce etapă a vieții noastre suntem. Eu zic că cumva vine din interior ce vrem să purtăm, știi? Adică, na, poate tipele care poartă chestii mai crazy au ceva, știi? De eu așa consider da. Că au o chestie care vrea să o exteriorizeze cumva da. Și atunci... Dar cum ești cu îmbrăcămintea până la urmă, nu e nimic greșit. Nu, a, nu, 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 nu e greșit, chiar le vine chiar, foarte da, bine. Da, le arată foarte bine, da, am văzut și eu. Și nu zic că vor să exprim eu știu ce durere sau nu neapărat, poate, nu știu, fericire și pun un roz în păr, adică, a, e așa. Roz îmi place și mie. Da. Bine, am un cui, cred că nu îi place rozul, tuturor le place rozul. Da. Da, dar uite, dacă acum mai e și chestia asta cu internetul, dacă dă cineva trendul, toată lumea vrea să facă așa. Dacă e roz, o vedetă, vrea toată lumea roz. Dacă e mov, toată lumea mov. Și tot așa, știi? Da, nu... Eu nu sunt neapărat, eu știu,
așa de acord cu chestia asta, că mi se pare că oamenii trebuie să poarte ce le se potrivește și după personalitate și după trăsăturile vieții și după pigmentul pielii. Adică trebuie să purtăm ce ne avantajează cel mai mult, nu ce este în trend. Dar uite, toată lumea zice că dacă te vopsești brunetă, îmbătrânești cu câțiva ani. Adică blondul îți deschide oarecum fața, luminează față, da? Și par mai tânără, da. E adevărat într-un fel. Acum depinde. Brunetul merge destul de bine la fetele foarte tinere, cu un ten curat, frumos, luminos. Na, tinere, adică nu cu riduri, nu cu așa, că atunci da, se înăsprește un pic. Da, îți accentuează, nu? Da. Păi cred că de asta majoritatea ne facem blonde, știi, după o vârstă. Da, ce să facem, înțeleg, cum am zis, trebuie să purtăm ce ne avantajează, da? Că după și eu am fost brunetă prin liceu, deci, na, acum nu mai vreau. Da. Sau, uite, roșcatele, în schimb, la ele am văzut că e greu de întreținut, pentru că imediat ce crește rădăcina, duci luciul acela. Da, roșcatul și blondul sunt cele mai greu de întreținut. Da, și blondul, da, parcă la roșcat mi se pare mai greu, pentru că parcă pierzi un pic din strălucirea aia cam prima zi când te vopsești. Mi se pare că blondul e primul și apoi roșcatul. Da, e cumva și acolo de întreținut culoarea. Adică acasă mai trebuie să mai punem câte o măscuță cu pigment, ca și la blond de altfel. Cam păi uite, tu ești gri. Asta te întrebam dacă te speli cu șampon. Da, folosesc pigment, folosesc tonere sau șampon cu pigment. Da, da, că ajută la păstrarea culorii, nuanței. Cu blondul cam asta e situația. Adică e frumos, ne place, dar necesită și atenție și îngrijire specială. Da. Și până la urmă, dacă vrei să fii frumoasă și tânără și blondul te avantajează... Da, păi nu dăm noi atenție, sunt femei. Femeile astea fac, dau atenție la detalii. Deci ne ocupăm de asta dacă ne place blondul. Da, uite, dacă ai părul lung și vrei să fii blondă, toată lumea recomandă balaiajul. Balaiajul de ce este bun? Mai favorabil, să zic așa. Că nu necesită o vopsire lunară. Adică facem un balaiaj, nu mergem spre rădăcină foarte mult. Adică, sau... Da, de regulă nu se merge până în rădăcină și automat noi nu avem o linie, da? Nu avem o linie, eu știu, când crește rădăcina să se vadă că mi-a crescut rădăcina și am o linie acolo, da? Vine pierdut cumva în șuvițele și atunci el se poate reface, nu știu, la 6 luni. Da. Am cliente care, eu știu, sunt plecate în afara țării și vin poate o dată pe an, că sunt... Na, plecate departe și vin în vacanță o dată pe an și atunci se poate face o dată pe an. Deci și totuși să arate bine, nu? Bine, da. Da. Da, uite. Da, am văzut, e o variantă și multe fete o preferă. Da, da. Da, e mai avantajos din punctul de vedere, părul arată îngrijit mai mult timp. Nu avem o rădăcină care crește, repet, și să o vopsim în continuu. Da. Și arată și foarte bine pentru că ne încadrează frumos. Avem și din culoarea noastră naturală, care, na, fiindcă e naturală, cumva se spune că ne avantajează, că de asta cumva e un pachet, pigmentul cu culoarea pielii, cu așa, plus șuvițele alea care ne mai luminează, așa, trăsăturile ne mai îndulcesc, deci e o variantă bună. Și tu ai balaj? La mine sunt șuvițe de la rădăcină. Ca să specificăm. Da, poate cineva curioasă. Da. Oricum, ca să iasă păr așa, ar trebui să ai o nuanță naturală mai deschisă, nu? Sau? Eu am un pigment deschis undeva în bază 7, spre 8 chiar. Deci mi se deschide bine părul. Se poate și pe mai închis, doar că printr-o reactivare, e un timp mai îndelungat de așteptare, că da, într-o bază 5 e mai greu să-ți iasă alb, chiar dacă este natural. Da. E mai mult de lucru acolo. Da, chiar există un trend primind nuanțele de blond? Vor gri, vor fetele? Da, a fost câțiva ani buni trendul ăsta cu gri. Da. Doar că, repet, că nu se potriva oricărei fete. Adică și asta poate să năsprească sau să îndulcească. Adică sunt fete care păi sunt... ca și cum avea păr alb, știi? Da. La bătrânețe, știi? În ideea asta. Da. La o tonalitate mai rece a pielii, merge griu. Că
e cumva pe același ton. Adică din contra nu merge cald, că o să, dă, să fie o discrepanță așa, la fetele care o tonalitate, nu știu, mai caldă, na, clar, merge un blond mai cald. Un, nu știu, poate un bej, poate șampanie, blond șampanie, ceva, adică nu galben de la că nu, sau auriu neapărat, da. Dar cumva între cald și rece. Bine, dar acceptă de obicei, nu? Dacă sfaturile. Da, da, da. Nu sunt... Înainte, după cum am spus, era așa o fixație, vreau gri. Nu stă bine, dar vreau. Știi, adică... Da, până își dă seama că stă bine. Da. Durează puțin, da. Dar acum chiar vor să audă sfatul specialistului, au mai multă încredere, știu că dacă merg pe varianta aia o să le fie mai bine. Este bine. Păi na, nu degeaba, există specialiști. Da, pe toate domeniile, așa. Da. Da. Și revenind la primele începuturi ale carierei, deci 4 ani în aceeași rețea, nu? Da. În același salon. După care, nu știu, știi că simți la un moment dat că te plafonezi, așa, da. Că parcă ești nemulțumit, că parcă ai putea mai mult și parcă ai putea să creezi mai mult. Așa mi s-a întâmplat și mie. Și eu când simt lucrul ăsta, cumva că se închide, să zic așa, energia mea pentru acea parte, pentru acel job, știu că urmează o nouă etapă și atunci cumva trebuie să închid o etapă ca să deschid alta. Și așa m-am gândit să-mi deschid propria afacere, un salon de înfrumusețare, în care am avut toate, cam aproximativ toate serviciile care le oferă un salon. A fost greu? Da, a fost greu. Asta urma să povestesc, că la început aveam 24 de ani. Eram o copilă care... Tu ți-ai deschis salonul la 24 de ani? Da, la 24 de ani. Am avut curaj, da. Da. Da, așa mi se părea din postură de angajat, că nu chiar așa greu. Nu, lucrez cu clientul, mă obișnuiesc să lucrez cu clientul. Mai făceam, eu știu, și alte lucruri mai de administrator, să zic așa, prin salon și mi se părea că... nu e așa greu. Să muncesc pentru mine, vei doar, na. Da, da. Da. Nu a fost așa, nu? N-a fost așa, nu. Nu, sunt foarte multe lucruri în plus. Dar cu timpul le stăpânești și le știi. Dar îmi amintesc în prima zi când am intrat în salon, noul meu salon, afacerea mea, și m-am prezentat ca nou administrator și angajator, să zic așa, salonului. Aveam deja acolo angajații fostului proprietar, cum ar fi că am preluat un salon, da, practic, am cumpărat afacere, nu am deschis-o de la zero. Și printre angajați era o doamnă la 50 plus, așa, și se uita așa la mine și bufnea cumva așa în sine ei. În capul ei cred că era ceva de genul... nu știu, o să am ca și superior o copilă de 24 de ani, știi? Da. Nu prea i-a picat bine. Da. Nu prea era ea în zona ei de confort, nu prea se simțea bine. Nu prea. Adevărul că cea mai dificilă parte din business-ul meu a fost aceea de a crea o echipă, un colectiv pe sufletul meu, așa, în armonie, știi? Adică să-mi facă plăcere să stau poate 12 ore cu ei în salon. Și, nu știu, în ultimii 2-3 ani, așa, am reușit să am o echipă pe sufletul meu. Chiar era foarte frumos și în armonie, așa, tot în salon. Îmi plăcea mult. Bineînțeles că asta a venit ca urmare și a lucrului cu mine și a experienței căpătate până în acel moment, că până la urmă știi cum e, că cumva adevărul aparține tuturor. Adică fiecare are partea lui de adevăr, da. Și punctul lui de vedere în lumea lui, că ce spune e corect pentru el. Și atunci am învățat să văd lucrurile astea, să văd și adevărul celuilalt. Și bineînțeles că vine cumva chestia asta în business, este vorba și de puterea exemplului, știi? Adică dacă eu ca și... și administrator, angajator, vorbesc într-un fel cu clienții, încerc să găsesc soluții pentru ei. Oamenii cu care lucrez văd lucrul ăsta și automat ei copie lucrul ăsta. Adică chiar dacă poate nu vor încerca la fel de mult ca mine să, eu știu, să găsească soluții pentru sau așa, dar oricum primul lor instinct va fi ăsta, da. de a acționa așa cum am acționat și eu.
Da, și... Și câți erați în echipă? M-a fluctuat, așa, dar cred că cel mai mulți am fost 9. Mare echipa. Mare, da, da. Păi erați nu mai mulți și hârstiliști și cosmeticiană. Cosmeticieni, hârstiliști, da, hârstiliști pe partea de bărbați și femei, manicură, pedicură, make-up. Da. Da. Ați ajuns la o echipă destul de mare. Da. Și câți ani ai fost? 6 ani am avut salonul. Da, 6 ani. Da, au fost, știi cum, cu urcușuri și coborâșuri. Mi-a făcut plăcere, mi-a plăcut foarte mult să am acea afacere. Mi-a plăcut, ți-am zis, mult colectivul la un moment dat. Clienții, nu știu, pentru mine era, la început cel puțin, era super ușor să lucrez cu clienții, că aveam experiență deja. Adică unde mă opream și dădeam așa cu capul, să zic, erau actele, toate formalitățile, toate, eu știu, cu ce trebuie să fii la punct, cu absolut tot, și partea asta de angajați, că era așa, știi cum, la început, nu știa exact cum anume să te adresezi, zic așa, cum anume, că știi cum e, că trebuie și să te impui, că trebuie și să, da, și să fii blând și așa mai departe. Și în urmă mi-am dat seama că trebuie să le învăț personalitatea, să știu cum anume să abordez fiecare om în parte, că na, fiecare suntem diferiți și în așa fel încât să nu ofensez, dar în același timp să obținem rezultatele dorite. Și după cum am zis, am avut la un moment dat echipă așa foarte frumoasă. Aia a rămas doamna aia? Nu. Nu s-a regăsit, nu? Nu s-a regăsit, nici eu nu mă regăseam, sincer, că am mai avut doamne așa mai, nu știu, la o vârstă un pic mai înaintată, cu un pic mai mult decât mine, și nu prea reușeam să mă înțeleg cu ele, pentru că nu mă urmăreau neapărat ca pe un lider, pentru că plecam așa cumva din start cu un minus că sunt o copilă. Și nu te luau în serios. Da, nu mă luau în serios fix. Și atunci nu făceau așa după cum voiau ele, după ce nu reușeam să mă înțeleg, pentru că eu aveam o idee despre afacerea mea, aveam o idee unde vreau să merg. Și atunci nu puteam să las pe altcineva să mă conducă unde anume vreau să merg. Da, corect. Da, da. Da, și cea mai grea parte, deci, a fost integrarea asta, nu? Și formarea unei echipe. Da. Cam asta e într-un business din domeniul ăsta, mă gândesc. Da, este foarte important. Cel puțin pentru mine a fost foarte important lucrul ăsta, că mie trebuia să-mi fie drag să stau acolo. Trebuia să nu știu, pot face cu bucurie așa cum mi-am dorit până la urmă, că mi-am dorit să am un loc al meu unde să mă simt ca acasă, unde să am liniște, nu cu bârfei, nu cu de-alea. Eu pe asta le spuneam la fiecare în parte când vineau la interviu de angajare, eu nu vreau să avem chestii de genul ăsta, nu știu, de bârfă, de hai să ne furăm clienții sau eu știu ce, nu, suntem, ne integrăm ca într-o familie, vrem să ne înțelegem bine, vrem să, dacă e ceva de, nu știu, o chestie în care nu v-ați înțeles așa, discutăm toți în față, fără să ne bârfim pe la spate. Da. Oricum la salon vin persoane care își povestesc unele chestii din viață, adică e... Da, asta clienții. Da. Dar noi trebuie să ne înțelegem. Da. Tocmai ca să ne iasă treaba cum trebuie cu clientul, noi trebuie să fim în armonie. Că dacă suntem nervoși unii pe alții, ne mai gândim noi la client cum ar trebui să-l facem, știi? Și să îi vorbim cum trebuie și așa mai departe. Am avut o experiență urât într-un salon unde se certau colegile, de față cu clienții, da, cu toată lumea. Da, exact. Și era aiurea. Bineînțeles, normal. Și pentru el și pentru noi. Da, da. Clienții, că nu eram singuri, eram cu toții acolo. Da. Da, a fost o experiență. Se pare că mai sunt și situații de genul, dacă nu se pot abține. Da, eu nu pot sta, nu știu, nu pot trăi într-un mediu agresiv sau cu... ceartă sau nu știu, eu trebuie să am armonie în jurul meu. Așa funcționează. Așa funcționează. Bine, cred că așa ar fi normal, uite că vremurile în care trăim se pare că nu toți au parte de așa ceva. Da, depinde ce dorești în interior, cred. Poate că până la urmă aia exprim până la urmă. Și ai renunțat la business? Da.
La un moment dat. Perioadă, da, după o perioadă de 6 ani de zile, mi-a venit iar schimbarea etapei, cum ar fi, știi? Mi-a venit mie așa în minte că parcă din nou ceva se întâmplă și nu mai împlinește așa pe deplin locul și afacerea mea. Și tot îmi venea mie așa în minte o idee mai de mult pusă în gândurile mele de a locui pe o insulă însorită la mare, de a îmbina cumva în cotidianul meu zilele de însorite pe plajă cu cele de lucru de la serviciu sau așa. Da. Și bineînțeles că, așa cum sunt eu curajoasă de fel, am ales să vând afacerea și să plec în Grecia. Da, exact. Da. Da. Mi-a fost grea despărțirea de Salomon. În Grecia unde? Am locuit în Mykonos, pe insulă, foarte frumos. Distracție toată ziua. Distracție toată ziua și toată noaptea mai ales. O să ajungem și acolo, da. Că n-a fost chiar așa. Pentru ce care muncesc noi. Da, pentru turiști, așa. Am fost în calitate de turist de multe ori și așa era, dar când am ajuns să locuiesc acolo, s-au schimbat lucrurile un pic. Situație total diferită. Da. Așa e în orice zonă turistică. Da, bineînțeles. E diferit atunci când ești turist și nu ai nicio grijă, ești doar pentru distracție și relaxare și când te duci acolo pentru integrare, pentru a lucra, pentru... E dificil un pic, da. E un pic diferită situația. Da. Tu cu ce ai ajuns acolo? Cu avionul sau cu mașina? Am mers cu mașina pentru că eu m-am mutat să mă mut, cum ar fi așa, nu? Deci ai luat toate lucrurile cu tine, da. Eu mi-am luat bagajelul și am plecat. Eu mă mut din România, cum ar fi, nu? Așa, oricum. Da. Da, aici până la urmă am plecat. M-am mutat în Grecia, în Mykonos, după cum am zis. A fost o experiență fabuloasă. Foarte frumos, doar că cu mai puține zile pe plajă, așa cum o visam eu, pentru că, na, după cum am spus, ca în orice altă țară unde te muți, există perioada de acomodare, de a te integra, de, nu știu, ați găsi un job, de a te integra la job, de a învăța limba și așa mai departe. Tu știai limba greacă? Nu știam limba greacă, știam engleză, vorbeam în engleză. Grecii de regulă știu engleză, că na, e țară turistă, dar unii, nu știu cum am nimerit eu chiar într-un salon, că nu vorbeau. Adică aveam o colegă care nu vorbea deloc, aveam, să zic, cui aparținea salonul, vorbea puțin engleză. Mai aveam locali, niște pe insulă care la fel vorbeau, dar... Cele din urmă am învățat eu treptat așa, greacă. Da. Dar începutul a fost dificil. A fost dificil că, na, eu plecată cum ar fi cu un ego la mine, da, de businesswoman. Așa. Deja, da, erai șeful, știi? Da, m-a scos de tot din zona de confort această experiență, pentru că, na, bun, ți-am zis, plecată ca dintr-un salon care era al meu, să fiu angajată într-o altă țară în care nici măcar nu puteam să-mi exprim așa cum aș fi vrut, eu știu, doleanțele, cerințele, ce pot, ce nu pot și așa mai departe. Da, nu a fost tocmai cea mai confortabilă situație. Ți-a părut rău? Nu mi-a părut. La început, voi să te întorci? Nu mi-a părut rău. Nu. Eu nu cred în regrete, nu știu, niciodată nu am regretat o chestie care am făcut-o. Poate nu a fost cea mai bună alegere, să zic așa, nu asta, zic de regulă așa. Dar nu am regretat pentru că consider că regretul cumva te ține în trecut, adică ții de o chestie din trecut și atunci nu mai poți merge spre viitor așa cum ar trebui. Și nu ajută, așa că nu regret nimic din ceea ce am făcut. Că mi-a fost dificil, da, dar a fost o chestie, nu știu, o experiență pe care am vrut-o în viața mea. Mi-a fost greu la început și cu clienții, erau liticienți, bineînțeles, că o persoană nouă din România, nu știu cum mă face, dar și na, eu având 10 ani în domeniu pe vremea aia plecată, din care na, toată lumea mă aprecia, aveam clienți, da, na, deodată de la zero, știi, zero, cum ar fi.
Da. Dar, oricum, cu timpul clienții s-au mai obișnuit cu mine, eu am învățat mai mult greacă, am putut să mă exprim așa cum mi-am dorit și cu clienții și cu oamenii din salon. Început lucrurile să meargă mai spre bine. Și prețurile sunt mai mari, bănesc, nu? La servicii ca și față de România. Da, sunt ceva mai mari, dar nu, nu e o diferență foarte mare. Acum depinde. Uite, eu, de exemplu, am angajat într-un salon, am căutat neapărat un salon care îmi oferea o zi liberă pe săptămână, că acolo, fiind o zonă de sezon, sezonieră, se lucrau 11-12 ore pe zi, fără nicio zi liberă. 7 luni. Da. Și atunci am căutat neapărat o zi liberă pe săptămână, pentru că, după cum am zis, eu m-am dus pentru... Am mă bucurat de zona mea respectivă. Da. Nu neapărat de muncă grea, că nu am plecat să zic că nu mi-era bine, ci am vrut să o fac și mai frumoasă viața mea cumva, să experimentez lucrul ăsta cu a trăit-o pe o insulă, că mergeam în vacanță și era frumos. Da. Dar, da, ca și preț, depinde de salon, după cum am spus. Da? Sunt saloanele VIP care pleacă de la 100 de euro manicură până, nu știu, sunt și prețuri de 1000 și ceva de euro sau nu știu, să-ți faci părul. Da. În Mykonos asta vorbind, când păi da, de Grecia... asta acolo e scump. Adică este, față de celelalte insule. Da, dacă vorbim de Mykonos, cred că între de Grecia în general, dacă vorbim de Mykonos, este o insulă destul de scumpă. Acolo vin toți cei care au bani, teoretic. Teoretic, da. Depinde de sezon. Multe, sezon, de lună. Că eu, de exemplu, am mers de foarte multe ori în concediu în Mykonos înainte să mă mut acolo. Și nu sunt vreo vedetă și nici nu sunt bogată, să zic așa. Adică, dacă urmărești, am auzit foarte mulți oameni asta și țin să zic asta, am auzit foarte mulți oameni că zicând că nu mă duc în Mykonos, că e foarte scump. Dar dacă să alegi perioada potrivită, de exemplu, septembrie, sfârșitul septembrie, care vremea e fenomenală, e super bună, nu e atât de aglomerat, prețurile sunt mult mai scăzute, te duci fără nicio grijă. Deci se poate și așa. Se poate, da. Pentru cei care vor să meargă ultimul punct. Să meargă să se uite, da, la date de bune. Da. De mers. Da. E foarte frumos. Pe distracție, cine vrea să se distrage de în Mykonos, e de mers. Pe distracție, maxim. Eu mergeam. Nu pot să zic că nu mergeam să mă distrez noaptea sau așa, dar având în vedere că munceam foarte mult, mai puțin. Grecii, nu știu, sunt o nație foarte interesantă de oameni. Colegiile mele lucrau mai mult ca mine, chiar că eu am făcut până la urmă un program, nu știu, lucram undeva la 10 ore pe zi, ele lucrau 12 ore pe zi și mergeau aproape seară de seară după la petreceri. Și veneau la 4 dimineața, dormeau și la 9 se trezeau să vină la muncă și erau freși. Eu nu puteam asta, deci suntem construiți diferit. Da. Ei s-au obișnuit, cred că. Sau, da, ei sunt canadienii foarte petrecăreți. Cumva, ei după muncă trebuie neapărat să meargă, nu știu, într-un bar, undeva unde este, în divertisment, că așa cumva scapă de stres, se relaxează. Și, nu știu, pot să iau de la capăt, cred. Eu patul drept, relaxarea. Tu aveai nevoie de 8 ori de somn. Da, nu reușeam să țin pas cu felul ăsta. Și echipa era tot tânără? Da. Tot așa, nu? Pe tânără, da. Și ce cereau clientele? Păi, suntem cer în Grecia. Da, acolo e un pic mai pe clasic. De exemplu, singurul balaiaj pe care l-am făcut acolo a fost pentru o româncă, care nu a făcut balaiaje. Deci nu vor. Nu, sunt foarte mult, ți-am zis, pe varianta clasică de ciocolatiu și așa, reflexe de ciocolatiu. Nu cu foarte multe, știu, culori sau brunet sau... Nu. Da. La coafat, știu, întins maxim bucle, cocu sau, eu știu, altceva, nu? Da, cam mai simplu. Mm-hmm. Da, păi na, înseamnă că româncele sunt mai îngrijite, că apun mai mult preț pe... Nu știu dacă neapărat de îngrijită, că se îngrijau doar că se făceau ceva mai puțin, mai simplu. Da, mergeau noi suntem... atât de des la salon ca noi?
chiar o mânge? Da, da. A, deci nu e chiar așa. Da, nu e de neapărat de neglijit. Mergeau, dar că erau mai varianta clasică. Da, nu erau așa tentate să încerce. Da, nu prea se machiază așa mult de zi cu zi. Nu, nici măcar fond de ten. Păi dacă sunt bronzate mereu. Da, și dreptele sunt așa un pic creole. Păi da, le ajută vremea. Da. Acolo, na, dacă ele acolo cresc, se bronzează normal. Că totuși, ești pe insulă. Nu e... Da, uite, avantaje și dezavantaje ce poți face. Noi ne ducem acolo pentru plajă, ei trăiesc toată viața acolo, dacă n-a... Da, nouă oricum ne place să fim așa de chisite și aranjate și cumva suntem și în partea asta așa, pe Rusia, Moldova, România, toate suntem așa mai... Păpușele. Da. Cam da. Se schimbă, da. Și oricum influențele cumva vin mai ușor la noi pe partea asta. Și pentru că suntem un pic și mai dezvoltați, știi, pe partea asta de salon, de ce anume purtăm. Adică stiliștii noștri oferă mult mai mult decât oferă țările mai din jos. Da. 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 Mă rog, vin femei în salon la mine, care locuiesc prin, eu știu, alte țări. Și mereu sunt nemulțumite că nu reușesc să găsească, eu știu, să le mulțumească, pentru că ele sunt obișnuite într-un fel la noi și acolo se oferă altceva. Da, așa era cu manicura, mai clasică. Povestea. Da, pe toate, da. Toate astea de beauty, așa, manicură, gene. Și eu am avut... în Grecia, cu genele și cu unghiile, că părul, na, domnule, mai îmi făceam eu dacă era. Până am găsit, mă duceam la româncă și pentru unghii, româncă și gene. Când deci nu am erau, încercat, da, nu care sunt. Tot românci își făceau treaba, da? Da, ce să zic, poate suntem și noi obișnuite într-un fel, să zic așa, dar... Din punctul meu de vedere, nu erau corect făcute, știi? Adică nu neapărat că e chestia de clasic, ci nu erau corect lucrate. Da. Sunt poate fi nimerit eu, nu zic. Nu, așa? Dar mai auzit situații de genul. Am fost în două locuri la gene și nu am niciun. Da. După, dai seama că am mai încercat. Că... Da. Adică trendul ăsta cu gene fir cu fir există, nu? Și... Da. Și în afară, nu e... Da. Adică în Grecia mă refer dacă tu acolo ai fost. Nu e nimic wow, ieși din comun. Nu. A apărut și acolo. Da, se folosește și acolo. Nu atât de mult ca la noi. Păi la noi cam una dintre fete sau două dintre fete au acum gene, da. Mai e bun. Așa că te obișnuiești cu ele și după îți vine... Și îți schimbă un pic aspectul, știi, ochilor cel puțin, machiajul, cum... Da, cum pentru mine mi este mai ușor că nu mă machiez în zona ochilor. Și în plus mi-e, nu știu, rimelul sau orice alt fard. Eu lucrând cu fionul, vaporii îmi vin, mă rog, transpir la rimelul și îmi curge efectiv. Da. Văd așa în jurul ochilor și nu-mi place deloc. Și atunci de când am descoperit treaba cu genele, mi este perfect. Nu mai am probleme. Da, există și aici cerere. Da, și de asta și multe fete se îndreaptă spre meseria asta. Da. Bine, trebuie să ai răbdare și aici. Ca în tot ce înseamnă zona asta beauty. Da. Nu te îmbogățești din prima. Că mulți cred, da, că uite, eu mă duc la o fată care pune gene, îi dau, nu știu, 200 de lei și tu dai seama câte cliente are într-o zi să pun și eu. Păi eu nu prea, mă rog, nu-i treaba mea să zic asta, dar... Nu e de gândit câți bani face omul ăla. Nu e treaba noastră. Pentru că omul ăla în spate are muncă, are experiențe, are poate, eu știu, tot felul de cursuri, tot felul. Păi, e treaba lui. Cum tu te duci pentru un serviciu, l-ai plătit? Dacă e treaba lui cum a reușit să câștige până respectiv, cu siguranță are o muncă în spate, că de aia îi face. Da. Da? Adică, na. Nu ne impresează. Ei, dar nu știi cum sunt românii cu capra vecinului, cu invidia, cu uite câți bani are, uite că sigur a făcut, dai seama, calculează cât a făcut într-o zi, cât ies pe lună, cât... Este liber. Suntem cărcotaș, nu scăpăm niciodată de chestia asta. Da, e simplu pentru toată lumea, până la urmă. Poți să alegi și tu un domeniu în care îți place să faci la fel. Adică, da, nu te oprești nimeni. Exact, nu e imposibil.
Și ai avut vedete, nu știu, ceva, persoane cunoscute, ca și cliente, da, Micronos. Păi dacă acolo vin atâtea... Băi, am avut, dar... Nu le știam. Nu, după ce se termina și era din engleză, era ușor hotel de la Periu. Eu la început nici nu știam așa limba greacă sau așa. Nu știam despre ce se vorbește, știi? După... Da, mai mult am avut de acolo, cumva, din Grecia, care, na, nu știam, nu eram, eu știu, internațional să-i văd, să-i recunosc. Da. Oricum, da, nu prea sunt nici cu vedetele, să zic așa, că le urmăresc sau să știu exact când. Nu, tu ești la Insula Iubirii? Nu, la Insula Iubirii. Apropo, e subiectul momentului. Da, aud pe social media, peste tot, că se vorbește despre Insula Iubirii, dar nu mă uit. M-am uitat în trecut, cu ani în urmă, când, era la început. Da, dar m-am uitat televizor de perioada COVID-ului și atunci, clar, nu m-am mai uitat nici la emisiuni de genul. Cu siguranță e amuzant și probabil că te prinde, că am și am auzit că e amuzant. Da, îți dai seama, dacă acum ai rețele de socializare și bubuie TikTok-ul și Instagram-ul și Facebook-ul, tot felul de chestii despre această emisiune, nu ai cum să nu știi fără să te uiți, adică... Da, exact. Da, fiind cliente în salon și au ăla... Mami, că goapă, da. Da. Îți dai seama, de acum ăsta e național. E salut național când te întâlnești cu cineva. Da. Mai de nici noi mai glumim, că până la urmă cam asta e viața. Are să luăm viața cu ușurință, dar trebuie să nu uităm să ne creiem așa cum ne dorim, că stând în social media s-ar putea să pierdem contactul un pic cu ea. Da, pentru că social media sunt prezentate doar părțile bune, frumoase. Și, na, când vezi pe cineva, vrei să fii ca persoana aia, nu știi ce e în spatele acelei persoane. Da, nu știi ce trăiri va putea, dar nu știu dacă e neapărat necesar să fii ca cineva, ci să fii ca tine, cred. Da, dar mulți fac comparații, mulți, na, îți dai seama dacă... Cum, bun, dacă sunt anumite lucruri care pot, nu știu, la persoana respectivă care poate să creeze mai mult pentru tine, să te inspire, să zic așa, de ce nu, dar să fie o inspirație pe parte pozitivă, cumva, adică nu de copiat ceva, ci ca și inspirație. Da. Și în Micronos cât ai stat? Am stat, deci în Grecia am stat un an și 7 luni, aproape 2 ani. În Micronos am stat cam 8 luni, cred. Da, înainte de asta am stat în altă zonă a Greciei. Da. Și de ce te-ai decis să te întorci? Păi, am ales să mă întorc pentru că mi-am dat seama că o să-mi trebuiască o perioadă de acomodare undeva 4 ani ca să ajung eu în punctul în care să mă bucur într-adevăr pe loc. Adică să reușesc să-mi fac un business al meu sau să fiu cumva pe cont propriu, că nu prea mă regăsesc când a lucrat pentru în a lucra pe cineva, pentru cineva. Și atunci am dat seama că nu vreau să ofer acest timp de 4 ani de acomodare și am zis mai bine mă întorc. O fi a Grecia frumoasă, însorită și grecii prietenoși, dar am zis că la mine în țară mi-e mult mai ușor de partea asta de profesie. Grecii sunt doar prietenoși sau și frumoși? Păi sunt și frumoși, na, că cred că știți cu toatele că ați fost pe acolo. Sunt frumoși și greci și grecoaicele, nu? Da, nu? Da, deci, nu? Într-adevăr, ce vedem și noi... Miriam, nu? Da. Deci, știi cum era aia? Mă duc pentru peisaje în Italia. Da, peisajele. Da. Cam așa. Da, sunt peisaje frumoase și în Grecia. Da. Dar sunt frumoși și carismatici, așa, și prietenoși chiar. Adică băieții greci, cumva... Abordarea lor e mai întâi pe partea asta prietenească. Ceea ce este intrigant, să zic așa. Adică, na, devii prieten. Deci întâi sunt prieten, da, cu fetele, femeile. Da. Da, uite, o abordare interesantă. Da, interesantă și plăcută, știi? Nu e agasantă, nu e că te simți, eu știu cum. Da. Da, e o chestie. Și asta. Da. Față de noi. Nu ne asemănăm. Partea asta.
ce să facem? De asta suntem diferiți ca și popor. Da, da, doar ca că... și popor ne asemănăm multe lucruri. Bine, că na, e aceeași religie, sunt muncitori, da, că și noi muncim, nu suntem chiar, da. Da, da. Deci dogme, da. Dar, da, pe partea asta sunt într-adevăr mai prietenoși, mai deschiși, mai, nu știu, spre a ajuta, să zic așa, spre a te face să simți confortabil. Da, na, asta e și prin prisma, da, țării care e turistică și asta fac de, na, s-au obișnuit. Zeci de ani, na, fine, da, da. E așa. Și ce îți plăcea să mănânci în Grecia? Păi mie, na, mie îmi plac fructele de mare și acolo erau proaspete, deci, da. Era perfect. Da, era perfect. Da. Da. Păi asta, asta e avantajul, știi? Da. Poți mănânci în fiecare zi aceeași mâncare, nu te plictisești. Eu mă plictisesc dacă e aceeași mâncare, dar na, este o varietate destul de mare, dacă e de mare, așa. Păi, că... Da. Bineînțeles, nu mâncam în fiecare zi fructe de mare acum, că na, nu... Dar au musacaua lor, e foarte diferită față de cum o facem noi, că până la urmă musacaua de la ei pleacă, dar noi am adaptat-o după gustul și gusturile după noastre. Da. 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 Au... multe feluri. Au o mâncare foarte gustoasă, oricum, orice. Bine, acum, când spui Grecia, poate te gândești la fructe de mare, dar depinde de zonă, din nou. Dacă în zona montană, de exemplu, este foarte, nu știu, comună mâncarea de miel, de exemplu. Că, da, zona de munte... Da, cu ce are acolo, da. Da, da. Adică fiecare zonă e cu specificie, da. Da. Păi feta, ce... Da, pește, da. Asta, toată lumea care merge în vacanță, cam asta consumă. Da, da. Salate, măsline, da, salata, ulei de măsline, da. Extraordinară, da. Da, da, așa cum ei sunt. După cum am zis că am ales să mă întorc în România, că acolo rămăsesem. Da, a ajuns în România, îți dai seama că trebuie să iau din nou de la zero. Îți place să iei de la zero, se pare că... Da. Nu, îmi place să experimentez, eu cred. Nu e... E, dar aici asta oricum e la altfel, zero? Ești la... Da, 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 aici noi... știam, n-aveam n-aveau cum să schimb lucrurile așa la 180 de grade. Să... Da, știam că nu am plecat eu așa de mult timp încât să nu mai... Să recunoști super... nimic, da. Da, contactul cu realitatea sau cu lumea ce mai este. Da, după 2 săptămâni de... vizitat prieteni și familie, mă gândeam, bun, și eu ce fac de acum? Deja simțeam că trebuie să fac ceva, da. Că na, am stat deja 2 săptămâni. Da, așa că am ales să merg la fostul meu salon, unde mi-e drag să merg și acum, încă mai am o parte din colectiv acolo cu care am lucrat și mi-este drag să merg. Pentru că, na, vechile mele cliente au văzut că m-am întors, că mai postasem, mai așa, și era luna decembrie și îmi cereau, hai, mă faci la păr. Și atunci îmi spun, hai să merg o lună, pentru luna asta decembrie, merg să-mi onorez programările cu vechile mele cliente, eram și așa entuziasmat să mă revăd cu ele, să, na, da. Că am cliente de ani, de zile, care, da, na, da. De la început, ai o relație și chiar și de prietenie la un moment dat, nu mai e neapărat raportul de client stilist. Da. După care, nu știu, mă tot gândeam așa la Alexandra, că nu o sunasem de când m-am întors, am zis, tot îmi suna așa în cap să sun pe Alexandra. Am sunat-o, ne-am întâlnit, îmi venea mie ideea de o colaborare așa, dar nu i-am spus nimic, nici ea nu mi-a zis nimic, deși după am vorbit că amândouă ne gândeam cumva la același lucru. Nu știu, că nu știu pe Alexandra, ea a fost deja la podcast. Da. Ea este partea de make-up. Da. Cum a, toată nu știe, da. De cum a, pe Alexandra, da. Da, ești, voi sunteți și rude, deci... Da, suntem rude, da, da. Da, Alexandra este nepoată, da. Da, deci ești o mătușă tânără. Da, sunt o mătușă tânără. Da, uite, vezi, chestii faine. Da. Și până la urmă v-ați... Da, ne-am întâlnit, am discutat până la urmă de o colaborare. În momentul ăla nu prea era posibilă când am discutat-o, dar am zis, băi, lasă, că dacă e să fie, o să fie. Și până la urmă așa s-au așezat lucrurile și din partea mea și din partea ei, că ne-a reușit cumva colaborarea
Și acum facem o echipă frumoasă și de încredere pentru clientele noastre. Nu vă certați, nu? Nu ne certăm. Chiar nu. Chiar am avut o perioadă în care am și locuit împreună. Și a fost foarte fun. Foarte fun, chiar. Chiar nu cred că ne-am certat vreodată. Eu știu că am avut idei diferite, e altceva, dar nu. Da. Da, ceartă, nu. Deci lucrurile funcționează. Funcționează, lucrurile, da. Și facem femei fericită în fiecare zi, încă, cred că, din ianuarie de acum lucrăm împreună. Păi uite, aveți și evenimentele, acum e și mai aglomerată da. Perioada. Da, da. Eu sunt parte de coafat cu ea, cu ceea ce fac echipă cu ea, parte de coafat, ea make-up. Eu mai ofer și alte servicii de vopsire, balaiaje de colorat, tunsori, care le fac în timpul săptămânii, iar în weekend-uri am rezervat pentru coafiuri. Da, da, pentru evenimente. Am văzut că și la noi se poartă naturalul. Toată lumea vrea ceva, chestii mai legere. Mai messy, mai da. Acum depinde de persoană, de, nu știu, cred că personalitatea fiecăruia. Am cerințe și de finisat, și de texturat, și de messy, și de mai elegant, și da. Da. În funcție de preferințe. Și preferințele și tipul de eveniment și, eu știu, poate tipul de machiaj. Da. Așa ca să se încadreze totul perfect. Da. Oricum, sezonul este full și anul ăsta. Am văzut că toată lumea zice asta. Da, deci, în continuare, se căsătește lumea. Și divorțează. Da, eu îmi doresc situații de genul da, să le fim alături și la, și la, nu știu dacă greu neapărat, la divorț, știi? Da. Adică să programeze la noi și pentru asta, să, na. Sau după, măcar, vrem să le fim alături, că le-am fost alături la bucurie, trebuie să le fim alături și la dar sunt și care se recăsătoresc și la aceeași coafeză, la același stilist, la același make-up. Da, adică doar dacă a schimbat soțul, nu ne-a schimbat și pe noi. Adică noi rămânem fidele pentru totdeauna. Nu e o problemă asta. Da, nu. Da, dar uite, dacă tot a crescut rata divorțurilor, clar. Că da. Sunt așteptăm ceva. Petrecerile de divorț. Da. Dar nu e ceva rău. Eu nu, nu, eu dar nu de ce privesc cu tristețea asta, ci privesc cu nu știu, o încredere că lumea privește, nu știu, dincolo de situația din trecut, că trebuie să stai așa nefericit, că eu știu ce, pe cine faci de rușine sau copii, nu știu, da, ai copii, să trăiască cu ambii copii, da. Părinți, dacă ei nu se mai înțeleg și nu sunt fericiți și nu știu, nu mai împărtășesc aceleași opinie, același stil de viață, aceleași, nu știu, orice. Da, da. Nu are rost, adică mai bine fericiți și separați decât împreună și... Păi, acum poți divorțezi rapid. Da. Nu mai și pentru copii, că, na, unii au impresia că dacă stau împreună, copiii vor fi fericiți. Ei, văd, ei simt și la nivel energetic. Normal, da. Nu, că aparent poate tu nu te ceri de față cu copilul, dar se simte tensiunea și poate crește cu mai multe traume. Și acum, da, copiii sunt mult mai atenți și da, mai... Da. Da, așa că... Să vină. Da. La salon. Nimic nu e judecat, da, da. Că lumea trebuie să trăiască așa cum... Păi zilele noastre nu vezi că nu mai sunt aceleași percepții, aceleași idei, preconcepții și... Până la urmă, da, dacă nu deranjezi pe nimeni, cu ce să... Da, da, până la urmă nici n-ar trebui să ne mai uităm noi în gura lumii, cu gura lumii, ar să aibă mereu de spus ceva, indiferent ce faci. Așa că focusul în interior, să te simți bine. Da, corect. Da. Deci peste vreo 5 ani te mai gândești să pleci undeva? Sau mai devreme? Momentan nu am un plan de genul ăsta. Îmi doresc să cresc cât mai mult aici. Îmi este ușor, îmi este drag. Mi-a fost dor de România cât am fost plecat. Mi-era, nu știu, dor de familie, prieteni, de locuri. Mi-era dor de sentimentul ăla, nu știu, de a râde, de a râde cu lacrimi din prostii, din nimic. Ceea ce nu poți să faci cu oricine, știi? Adică doar cu... prieteni foarte apropiați sau în familie. Eu ieșeam acolo cu... Na, aveam cunoscuți, nu mi-erau prieteni, că na, i-am spus. Nu zic că am fost privată, știu, de societate, că nu. Dar nu îi simți în suflet. Adică chiar mi-era dor, te-am zis, de sentimentul ăsta de a râde așa prostește cu lacrimi. Da, sunt chestii care nu se pot face cu oricine și oriunde, știi? Da.
Dar ai băut uzo sau ce uzo, da, se bea acolo, nu? Uzo, Cipru. Așa, da. Am gustat, nu e pe gustul meu. Nu, dar am gustat. Da, adică oricum nu era o ieșire doar cu suc sau apă sau nu. A, adică nu. Era nu, și pe partea poate asta. Nu băiam astea tradiționale. Da, dar cu ieșe ceva, club, da. Normal. Da. Și într-adevăr sunt intrările, nu știu, 30-50 de euro de persoană, chestii genul? La cluburi sau la, nu știu, la petreceri? Nu, unde se plătește intrarea, nu e 30-50, e mult mai mult. A, poate, deci. Da. Deci. Miconosul, să zic așa, poți petrece cu câteva mii de euro pe noapte sau poți petrece cu câteva sute de euro pe noapte. Acum când mă gândeam câteva mii de euro? Depinde unde mergi. Dacă mergi, de exemplu, nu știu, dacă, nu știu, Namos sau, eu știu, pastea de VIP-uri, acolo sunt special scumpe, pentru că chiar eu aveam clienți în salon care lucrau la astfel de, nu știu, cluburi mari și da, faimoase. Și întrebam, păi, ce așa scump acolo, că totuși, na. Zice, păi da, când nu e scump, nu vin oamenii cu bani, nu vin. Adică se pare că dacă nu e scump, nu este calitativ. Și atunci aveam niște prețuri exorbitante, dar pe principiul acesta, că nu o să le vină bogații. Da. Da. Da, așa. Dacă mergi în cluburile din oraș care pus normal obișnuite și ai foarte, foarte fan. Eu acolo mergeam, nu prea mergeam eu în partea cealaltă. Că ești distracția mai mare. Da, da. Mă distram foarte bine. Erau chiar pe marginea apei mare, foarte frumos. Era undeva peste 20 de euro în cocktail. Da. Dar, bineînțeles că dacă ești de acolo, lucrezi acolo, ai și pile. Adică ne cunoaștem între noi, se mai aranjau lucrurile. Și încă o chestie interesantă, în care au ei grijă grecii. Dacă lucrezi pe insulă, ai cumva discount 25%, 20-25% oriunde ai merge pe insulă. Pentru că nu ești considerat turist care vine să cheltuie, ci ești considerat... De-a locului care vine cumva să câștige. Da, și da. Era de ajutor și chestia asta. Da, normal. Da. Da, uite, o experiență interesantă, da, pentru... Da, da, a fost foarte plăcut. A fost așa cum am visat eu să locuiesc. Aveam casa cumva la 360 de grade, unde apune soarele. Și aveam niște apusuri fabuloase. Și vedeam tot orașul. Orașul, da, cine știe. Știe, Miconos nu e chiar un oraș, dar așa se numește că e zona centrală, să zic așa. Eram sus, pe o coastă, veneam orașul, apoi marea și aveam un apus fabulos acolo cu floricele în față, așa, pe o terasă sus. Mi-e dor de așa de partea aia, dar îmi place foarte mult ce fac pe partea de business aici și este bine în regulă așa. Și lăsăm vacanțele pentru Grecia. Păi da, lactisele sunt acolo și la cât, dai seama, potențial au. 250 și ceva de insule și sunt foarte frumoase toate, da. Păi te duci, vizitezi câteva în fiecare vacanță, dacă vrei să da, ajungi. Da, e un loc care nu se mai termină de vizitat, cred. Da. E frumos. Deși, cu siguranță, sunt multe alte locuri frumoase în toată lumea. Dar Grecia nu este aproape, așa, și la suflet, cumva. Că... Păi e plin de români care da, sunt da. În vacanță. Adică noi, acum nu mai este așa greu să găsești românii. Suntem peste tot. Da. Mai ales în Grecia. Că, da. Așa, nu, asta la fel. Și vacanțele... Tot în Grecia. Vacanțele, eu cred că românii sunt cumva pe primul loc în Grecia ca și turiști. Da. Din câte mi-amintesc. Oricum, dacă nu sunt pe primul, pe al doilea, sigur, sunt oricum pe primele poziții. Da, da. Da, da. Noi mergem acolo. Nu mai mergem pe litoral la noi și mergem în Grecia. Da. Sau Bulgaria, am văzut. Cam asta a fost ponderea de anul ăsta. Da, da, da. Până la urmă, fiecare cum vrea. Și da, cum îi place. E fiecare cu alegerea lui. Dacă și eu sunt printre cei care aleg să merg în Grecia, de exemplu. Deci eu anul ăsta am fost la mare, la noi. Eu am stat puțin, am fost doar așa de... Să mai văd cum este. Că n-am mai fost de vreo 10 ani, cred. Am ales să merg în afară, că nu știu. E și... Nu știu, Grecia, de exemplu, apa e frumoasă. Pe locul... Nu știu, experimentez cumva altceva față... Dar nu e
Musai. E frumos și la noi. Am văzut chiar, am fost plăcut surprinsă că apa noastră din Marea Neagră este mult mai curată, mai clară, mai albastră, parcă, nu știu, da. Mai este neagră, cum o știam eu de mult. Deci, da. S-au mai schimbat și lucrurile aici. Da. Păi, înseamnă că mai vii să mai povestești cum merge business-ul, cum se schimbă trendurile, dacă se schimbă, dacă nu se schimbă. Asta a fost așa, să... De încălzire, da. De încălzire, da. Să vedem și experiența unui fete din Iași care a lucrat și în afară, până la urmă, în domeniul ăsta. Că da. Eu am mai avut, că lucrat în afară de tot în domeniul ăsta, dar nu în Grecia, în Anglia, cei mai mulți. Mm-hmm. Am mai avut interviu, adică mulți au plecat acolo. Da, tot. Până la urmă e o țară străină, nu? E... Da, în Grecia nu neapărat că e de plecat la să lucrezi, adică de făcut neapărat bani. Eu am plecat pentru că am vrut pe insulă, cred că asta e diferit. Ce drept am plecat într-o zonă unde, da, se câștigă, că e, da, locul de așa, pe insula respectivă, că Grecia ca și țară nu poți nici câștigi mai mult decât în România. Mm-hmm. Probabil că de asta nu au fost alte persoane întâlnite. Da. Atunci, Paula, ne vedem data viitoare. Da. Mulțumim. Cum ai spor, cum să ai la treabă, cum să ai nevoie cu sezonul ăsta. Da. Mulțumesc mult. Și oricum tu ai pagina de Facebook, de Insta, deci te urmăresc cei care pot să... Da, da. Paula Maria ești. Sunt Hairstyle, mm-hmm. Bară jos, by Bară jos, Paula Maria pe Instagram și Paula Maria pe Facebook. Da, eu așa am. Tu ești, cred că e Facebook-ul, nu? Păi și mi-apar, îți dai seama, multe postări. Da, postez și... Acum, dacă nu mai postez, nu mai ai șase prea multe să fii vizibil, că na, toată lumea caută acum pe internet. Tot trebuie să ai ceva postări, că altfel nu există. Clar, acum mergem spre zona asta de cât cele mai multe persoane care caută, nu știu, un loc să se aranjeze sau orice altceva. Bineînțeles că întâi e telefonul, nu? Telefonul, păi mai sunt postări din alea. Recomandați un salon în Iași, o cafeză, am văzut pe grupuri tot. Se mai postează în continuare chestiile astea. Mm-hmm. Deși sunt în Iași, nu poți să zici. Da, dar cel mai vizibil de la distanță, să zic așa, adică omul din confortul lui de acasă își caută ceva, poate să se vadă cum lucrez din pat. Adică nu e necesar să... Mm-hmm. Ducă, eu știu, unde să vadă, să încerce sau eu știu ce. Adică dacă tu postești, ești vizibil și dacă mai ales te urmărești și îți vede mai multe lucrări și așa mai departe, el automat când vine la tine, vine cu o doză de încredere. Că a văzut că știi ce faci. Și atunci e important. Da. Păi, cum ziceam, spor. Mulțumesc. Și să ne vedem data viitoare la episodul 2. Mulțumesc mult pentru invitație. Și noi mulțumim și noastră că ne-ați urmărit și nu uitați, dați share, like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Numai bine, fiți sănătoși!